Hello! Filmețul de azi este despre favoritele lunii octombrie și m-am gândit să fac ceva un pic diferit, mai exact, s-ar putea să-mi strice Sky Lumina, sper să nu, mai exact să filmez în pijamale, în pat, așa cum sunt eu acum. E duminică seara, adică 2 noiembrie, știu, sunt un pic întârziată, dar e ok. Sky nu mai face umbre, așa. Și am ajuns acasă, am fost la Pitești la părinții mei în vizită, am ajuns acasă la București. Și inițial planul era să filmez mâine, adică luni. Dar am zis dacă tot am puțin timp liber, să stau acum duminică seara și să filmez favoritele lunii în pijamale, în pat, ca între prieteni, adică. Și sper să vă placă ideea asta, e mai comod și pentru mine că stau să mă aranjez, acum stau nemachiată, cum stau prin casă, bine, mai puțin părul, de obicei îl țin prins ciufulit într-un coc, dar de data asta să... Sky? Să-l țin de-a drum. Și da, să începem cu favoritele lunii. Am fost acum vreo 2 săptămâni, o săptămână, două, nu mai știu, ceva de genul, la un eveniment la Sabon, a făcut 10 ani în România și mi-am cumpărat câteva chestii, am și primit câteva chestii pe acolo și două dintre ele le voi include chiar acum în videoclip pentru că le-am folosit și mi-au plăcut foarte, foarte mult. M-au convins din prima, trebuie să vă spun. Primul dintre ele este un balsam de buze. Arată așa. Sper să focalizeze. Da? E ok? E prea multă lumină, nu? Eh, dar mă rog, e o cutiuță micuță de metal, vintage așa pare, roz deschis, prăfuit oarecum. Și este balsam de buze cu aromă de mango și kiwi. Iar balsamul este ca un unt așa. Nu știu dacă se vede bine, sper să se vadă. Este chiar ca un unt. Și dai cu mâna prin el, se topește la atingere. Și apoi pe buze și se simte foarte, foarte plăcut. Și mirosul este demențial, vă dați seama, mango și kiwi, miroase super, super bine. Și celălalt produs de la Sabon, mai măricel, arată cam așa. Și să vă arăt și eticheta. Și este o pudră minerală cu aromă de patchouli, lavandă și vanilie. Și ce face pudra asta mai exact? Pui în baie, în apă fierbinte, face un pic de tot de spumă, dar nu pentru asta este, se topește în cadă, are în primul rând un efect terapeutic, pentru că miroase super, super bine și te relaxează, adică vii de la, după o zi obosită, te bagi în cadă, în apă fierbinte și cu mirosul ăsta e demențial. Plus de asta sunt uleiuri, hidratează și foarte bine pielea și din ce am înțeles de la fete, e bun și pentru durerile musculare, pentru reumatism. Puteți să văd dacă scrie pe etichetă ceva de genul ăsta. A, și se schimbă și culoarea apei. Deci este foarte, foarte drăguț. Îmi place și ambalajul. Nu știu dacă vedeți. Acolo e toată pudra, aici e plină asta de pudră. Nu mai știu exact să vă zic cât a costat, dacă v-ar interesa, dar cred că e pe site-ul lor. Că mai comand și online de la ei. Îmi place foarte mult firma asta, apropo, trebuie să vă zic. Deși au chestii scumpe, cred că merită banii. Și mai ales dacă prindeți o reducere ceva, eu am card la ei, se numește Pașaport. Este un card așa micuț și au tot felul de reduceri pentru cei care au cardul respectiv. Și da, să nu credeți că e sponsorizat acest filmeț de ei sau ceva de genul. Nu, pur și simplu îmi place foarte mult firma. Am și exfoliant de la ei și creme și o grămadă de chestii. Și merită. Bun, trecem mai departe. Un blush care mie îmi place de foarte mult timp și luna asta l-am folosit mai des, este de la Sleek, tot cam așa micuț, și este nuanța 921 Suede și arată cam așa. Pare bronzer aici, dar nu e chiar, e un pic mai nude decât un bronzer. Rujul de la Revlon, nuanța 300 Cafeïn, arată cam așa. Este un maro, să vă zic pe scurt. Dar n-a fost deloc o alegere până lumina asta, am o lampă acolo. Ok. Data viitoare știu mai bine. Deci este un maro, dar nu este maroul ăla pe care ai zice că îl poartă bunicele. Știi, arată super fain pe buze. E un fel de nude mai închis, să zic așa. Și e foarte hidratant, de asta îmi place. Probabil se și vede că lucește. E foarte, foarte hidratant. E un ruj slash balsam, eu zice. Eu cred că e din gama Revlon Super Lustrous Lipstick. Da, ăsta e, dacă vă interesează.
venit caietul. Așa. Următorul pe listă este o ojă de la Golden Rose, din colecția Halliday și este în anța 58. Nu știu dacă știți oja. Este foarte, foarte drăguță. Ia să vedem dacă focalizează. Vedeți? E un roșu cu sclipici, așa. Și e genul de ojă care se usucă în relief pe unghi, așa. Mată și parcă ar fi șmirghe, nu știu, eu așa zic. Mi se pare că e ojă șmirghe. Dar pe lângă efectul ăsta arată, deci arată foarte, foarte bine. Dacă vreți să fie lucioasă, puteți să dați un lac peste și devine ca o ojă normală. Dar îmi place și efectul de șmirghe, să zic așa, chiar că îmi vine să stau într-una, știți, să umblu la unghi. Dar în afară de asta, după cum a zis, e chiar ok. Bun. După aia, următorul pe listă este un concealer de la MAC. Nuanța NW15, peste cel Studio Finish. Tot cam așa, vine într-o cutiuță micuță. Și acoperă foarte, foarte bine. Eu l-am de ceva timp. Îl folosesc în zona de sub ochi, în principiu, pentru că este cu subton rece. Și în rest nu mi se potrivește chiar atât de bine, dar îmi place foarte mult. Și combinat cu pensula aceasta de la Real Techniques, este pensula... Cum se numește? Setting Brush se numește. Este mică și pufoasă. Și mi se pare perfectă pentru aplicarea concealerului, pentru că este fix pentru zona asta. Așa, e foarte moale, foarte fină. Nu agresează pielea de aici, deci, ce să zic, perfect. Și mai am două favorite random. Știți că mai bag din când în când și chestii random. Și da, Sky are o boală, Sky, să stea pe laptopul meu, de obicei mai dă drumul și la muzică sau mi-oprește filmele la care mă uit sau ceva de genul. Dar da, așa face el. Hei, dă-te jos. Gata, am terminat. Așa. Una din favoritele random ale lunii, sau mă rog, unele, ar fi colecția de comic books, Harapalp Continuă. Nu știu dacă ați auzit de ele. Au apărut de acum un an, doi, nu mai știu exact. Eu am început să le iau de curând vara asta, mi-am luat toate colecția, toate care au apărut până acum. Apare o dată la două luni și, în principiu, ce este? E un comic book românesc, făcut, pornit de la povestea lui Harapalp, dar conține și alte chestii. Tot din folclorul românesc, din povești românești, din miturile getodacice. Și îmi place foarte, foarte mult ideea asta de a îmbina, să zic așa, cultura populară, pop culture, știți? Adică comic book-urile și desenele astea așa, tip supereroi. De a combina astea cu mitologia noastră, știi? Cu culoarea locală de la noi. Asta îmi place foarte, foarte mult, pentru că asta înseamnă că încă ne apreciem ceea ce de lăudat. Și cealaltă favorită a lunii random este chiar camera cu care filmez acum, pentru că îmi place foarte mult. De când am luat, am folosit-o într-una. Asta e mai luat de firul meu. Am folosit-o într-una și la poze și la filmări și momentan sunt foarte mulțumită de ea. Are o calitate foarte bună. Mai trebuie să mai descoper eu pe aici pe acolo cum e cu focalizarea, cu transmisia datelor. În principiu merge să-mi trimit fotografiile și pe telefon foarte ușor, dar pe laptop momentan mă descurc mai greu, că trebuie un program special și nu știu, mă complic. Mă rog, voi descoperi în curând, deci atât timp cât filmulețele ajung pe YouTube e bine. Și da, sper să vă placă și vouă, deci deja cred că am două filmulețe puse, filmate cu camera puse pe YouTube, Dezamăgirile și Tutorialul de machiaj și nu s-a plâns nimeni, deci înseamnă că e de bine. Da, și cam atât pentru astăzi, ia Sky. Pupă-le și tu pe fete. Le pupi? Nu vrei să apare în video, nu? Te pup eu. Așa. Da, cam atât pentru astăzi. Sper să vă placă micul meu filmuleț în pijamale. Mă gândesc să fac mai des treaba asta, mai exact la fiecare favorită... La fiecare filmuleț de tipul favoritele lumii să filmez așa în pat în pijamale, pentru că e parcă mai intim și mai personal, nu-i așa? Bine. La restul... Ar fi deja prea mult să stau să filmez în pijamale. Nu stau chiar atât de des în pijamale, în afară de... momentele în care dorm, evident. Dar, da. Altceva, nu cred că mai am ce să zic. Ne vedem data viitoare. Sper să mă urmeți în continuare cu drag. Vă salut pe toate noile mele subscriberițe. Sper să, nu știu, mi-ar plăcea să ne împrietenim, să vorbim mai des, să-mi ziceți și voi ce vă place și ce ați vrea să vedeți la mine. Pentru că eu momentan am idei de filmat, dar nu stică niciodată ceva în plus, nu? Și, da... Cam atât. Vă pup. Pa, pa, fetelor!